Situația drumului național 73 este una incertă în ceea ce privește reabilitarea. Ministrul Răzvan Cuc a rupt fizic contractul cu firma constructoare și lucrările au stopat. Cu toate acestea, mai multe zone au început să se degradeze grav și nicio autoritate nu își asumă reparațiile. Este și cazul zonei de la ieșirea din Rucăr spre Dâmbovicioara, acolo unde zidul de sprijin a cedat, iar asfaltul s-a fărâmițat, existând pericolul de a se surpa în vale în orice moment. Autoritățile județene nu vor face reparații, doar semnalizarea zonei și lărgirea unei benzi de mers, asta pentru că se așteaptă ca firma care efectuează reabilitarea să ajungă în această zonă cu lucrările. S-a făcut o convocare pentru expertiză, ajung la fața locului. Până în momentul de față n-am reușit decât să facem o izolare a zonei, montare, semnalizare pentru pericolul, restricționarea traficului la 16 tone, care de fapt restricția de 16 tone era instaurată și pentru podul de la Dâmbovicioara, podul acela de la 1886, care l-avem acolo și care va rămâne un pod muzeu, probabil când se va reuși să se construiască nou pasaj, care este deja în fază de proceduri la Compania Națională. Aveți idee, există vreun risc de prăbușire sau... Nu, deocamdată nu, a fost pusă în siguranță zona, nu, pentru că s-a făcut o supralărgire acolo, nu știu dacă ați mers, și se circulă pe partea din sensul urcare, s-a lărgit, deci nu se circulă pe acea zonă. Acea zonă a fost protejată. Dar vreau să vă mai spun ceva, după cum știți, proiectul ăsta de modernizare a DN73 încă este în derulare de către constructor, firma ASVI, în asociere cu Tractebel, cu Straco. Ei deja lucrează, dar probabil că în viitorul apropiat se va elibera și autorizațiile pentru partea de consolidare, adică ziduri de sprijin, versant și așa mai departe. Lucrările care sunt mai periculoase. Cât mai curând, din ultima discuție care am avut-o și eu la nivel de Compania Națională cu directorul care răspunde de acest obiectiv de implementare. Poftiți! Văzusem și noi că domnul ministru a rupt contractul fizic. Acum nu știu dacă e posibil să se rupă un contract așa sau trebuie făcut prin acte oficiale. Nu cunosc, nu sunt în măsură să vorbesc despre decizia domnului ministru, pentru că dânsul ne reprezintă, este o decizie a dânsului. Deocamdată așteptăm să vedem, n-am fost informat, n-am primit niciun document în sensul că nu se mai lucrează. Probabil că încă se poartă negocieri, nu știu ce să vă spun. Mă depășește subiectul. După ce am auzit acestea, ne dăm seama că este vorba despre o lucrare destul de grea din punct de vedere tehnic, dar și costisitoare. Autoritățile județene nu vor finanța această lucrare și se va aștepta ca firma care se va ocupa de reabilitarea DN73, oricare ar fi ea, să rezolve problema, chiar dacă se va ajunge în punctul de a se închide acest drum de o importanță sporită. Până la rezolvarea situației, circulați cu maximă prudență.